Ați văzut că n-a fost paranjamente, nu? V-ați convins, da? E ok. Cum v-au strigat oamenii pe teren? Șeful, domn președinte? O, niciun fel, îți pasă. Pas. Atât. Și așa trebuie să fie. Sunteți mândru de numărul 10 pe care îl purtați? Sunt foarte mândru de numărul 10. Ați dat mai multe goluri ca Mirinda. Miranda. Miranda nu joacă, în schimb, la Old Boys, să joacă la ăla care sunt mai tari pe... Nu, Miranda este un jucător de mare valoare pentru noi. A jucat fără apărător, gen Dobrin. Da, pentru că am jucat prietenește cu prieteni și nu ne lovim. Nu avem intenții de lovire, cum ați văzut s-a întâmplat la Vaslui, la Astra cu Vaslui. Toată lumea s-a înghesuit să joace atacant, de ce? E mai frumos să dai gol. Mai ales că când dai gol și bați din palme, sari în sus, ce se poate fi mai frumos dat. Asta este, de fapt, esența fotbalului. I-a cerut Senime și să vă dea pase? Nu. Nici lui Prunea? Nu. Dar eram foarte bine plasat și trebuia să dea la jucătorul cel mai bine plasat. Din cauza asta, trebuie să te deplasezi tot timpul în teren. La cum a jucat, credeți că voia Senime și în echipă? S-ar putea, la All Boys. Dumneavoastră, în tinerețe, a jucat fotbal. Da, corect. Pe ce post? Partea dreaptă, deci jucător de bandă dreaptă și vârta atac. Regretați în vreun fel că v-ați accidentat în tinerețe și v-ați făcut o de afaceri? Am și multe regrete în viață, dar și multe bucurii care nu le-aș întoarce niciodată. Sigur, așa e viața, e un destin pe care trebuie să ți-l urmezi. Nu regret nimic. Credeți că dacă nu v-ați fi accidentat, ați fi ajuns la națională? Nu știu, era un lucru de care depindea de mulți factori. Și de cel care selecționează. Nu mai să și vedeți că foarte mulți jucători de fotbal se ratează nu pentru că nu sunt buni, pentru că nu sunt văzut la timp. Dar, chiar selecția actuală nu sunt cei mai buni jucători național. Vă spun din România. Credeți? De la Astra cine ar merita? Nu de la Astra, dar sunt alte echipe. Deci, de exemplu, e un jucător de la Bistrița, unul de la Timișoara, chiar câțiva de la Dinamo, care nu sunt naționale și ar merita să fie național. Dar nu dau nume. Dacă rămâneați fotbalist, nu ați fi avut banii pe care îi aveți acum? Nu, banii aduc fericirea, ci succesul celălalt. Să poți să faci ceva în viață de care să nu-ți fie rușine. Însă, acum n-ați fost... întrebare și continuăm după ce... Da. Însă acum, cum să zic, toată lumea a jucat pe corecte. De ce nu ați făcut mai multe glume? Le-ați cerut dumneavoastră... cerut din teren să fie serioși? Da, le-am cerut să fie serioși și le-am spus că mai am încă câțiva bani prin buzunar ca să le dau eu prime și n-au nevoie de prime de la nimeni. E mai importantă onoarea omului decât orice sumă de bani. Dumneavoastră, ce primă de joc? Astăzi? La meciul. O masă serioasă și o băutură și s-ar putea să avem și lăutari după. Vă rog și continuăm după ce se... Da, nu, mai că e suficient. Mulțumim frumos. Vă invităm la masă, vă toți. Mulțumim. E frumos. Care aveți timp și care puteți să veniți, va fi frumos. Valul Dunării. Vedeți ce frumos e, George. Cristi, ce faci, Cristi? Nu am poziția asta niciodată. Nu mai? Nu, poziția asta nu. Băi, vorbesc cu numărul 10? Să vezi? E mult cu Messi de la astră, nu? Păi da? Da, dar să facă și Messi ce fac eu. Aici e problema. Mulțumim frumos, bună ziua! La revedere și mulțumim mult pentru prezent. Trenul a fost foarte frumos. Am obosit puțin. Nu, condiția fizică e regulă. Fac sport aproape în fiecare zi. Sau nu aproape, chiar în fiecare zi. Uneori mai mult, uneori mai puțin. Și e o plăcere să ieși, mai ales acum, după iarnă, primăvară, să ieși pe teren liber, nu ieși în aer liber, să... E foarte frumos. Se simt kilogramele în plus? Nu. Se simt ani în plus, dar sigur, nu mă alerg la 20 de ani, dar bucuria de a alerga, de a lovi mingea, e la fel de mare. Ați avut ca adversari foste glorii locale din fotbalul ciurciugan. V-au pus probleme? La începutul meciului. Păi ați văzut că n-au mai contat. Trebuia să aruncăm prosopul ca la box, dar probabil erau mai puțin pregătiți. Și erau și celelalte glorii de la Astra 1. De la colegii de echipă ce așteptați mai mult decât au făcut? Nu, așteptam nimic deosebit. A fost foarte frumos. Deci a fost un joc prietenesc, de plăcere, de glume, De fapt a fost... să zic, o continuare sau partea a doua sau anexa la o acțiune care am avut-o la un spital interesat de oameni cu handicap, care într-adevăr ne-au mișcat pe toți ce am văzut acolo, în ce condiții trăiesc acești oameni. Și sigur, am vrut să ne desindem puțin, am adus și de acolo câțiva din pacienți, 20-25 de persoane care au putut fi transportați și cred că și pentru ei a fost o zi deosebită, a fost altceva în viața lor ternă de fiecare zi. Sunteți cel mai bogat patron din Liga 1?
Nu cred că trebuie să dăm cel mai și cea mai. N-am urmat niciodată în viața să fiu cel mai. Dar mă bucur că în viața reușesc să fac niște lucruri și că de mine sau de oamenii mei sau împreună cu oamenii mei depind atâtea mii de persoane. Care este obiectivul ăsta pentru sezon? Repet încă o dată, cu 100 oară, să facem o echipă competitivă. Avem deja un nucleu de jucători format la Astra 1. Să facem o echipă competitivă de copii de între 18 și 22, 23 de ani la Astra 2, care să stea cu fruntea sus în divizia B, în divizia 2. Să face stadionul de fotbal la Giurgiu, așa cum am promis, și eu sper să fie unul dintre cele mai frumoase stadioane din țară. Nu cel mai mare, ci cel mai frumos. Și probabil că la orizontul anului 2013, în toamna, vara 2013, să putem să-l inaugurăm. Nu departe de aici, se și vede undeva în partea stângă. În perspectiva punerii funcției acestui stadion, ce transmite publicului Giurgiu? Să vină la fotbal. Să vină la fotbal și să încercăm să facem din fotbal, într-adevăr, un eveniment social, de plăcere, să vină cu soțiile, cu copiii, să încurajeze sportiv echipele favorite, să nu înjure, să nu arunce cu sticle, să nu rupă bucăți de bordură, să arunce în patron și în spectatori și în aici ceilalți spectatori, și să învețe copiii că la fotbal să vină ca la teatru, să poată să bucure, să iasă în aer liber, să vadă un meci de fotbal frumos, chiar dacă uneori echipa favorită pierde. N-am adus așa de mulți. Am adus în perioada când nu aveam altă soluție. Știți foarte bine că noi am promovat acum, să zic, 3 ani. Am promovat, a fost un an în C, următorul an în B, următorul an în A. Și nu puteam să era un timp foarte scurt ca noi să putem să facem echipă competitivă divizia. Și sigur, în acea perioadă de timp n-am avut soluție mai bună decât ajutorarea cu o echipă de club cu tradiție și cu un lot de jucători mult mai valoros sau mai numeros. Și sigur, m-am ajutat și cu Dinamo, m-am ajutat și cu alte echipe, acum am ajutat și cu Steaua. Acum sunt toți jucătorii noștri. Nu e niciun jucător împrumutat la Astra, în acest moment. Craiova retrogradează, domnul Militelu, suporterii cer să plece. Vă gândiți să luați Craiova? Nu, no, de ce vorbiți așa ceva? Eu am echipa care se numește Astra, Giurgiu, și toată viața va fi echipa mea Astra. Nu voi fi nici Rapidul, nici Craiova, nici Dinamo, nici Steaua. Echipa mea de suflet este Astra pe care eu am înființat-o. Și va rămâne totdeauna Astra. N-ați vrea nici să luați un jucător de acolo? Jucătorii e cu tot altceva. Când iei un jucător e una, e vorba de o convenție cu clubul respectiv, dacă cumva ai nevoie de jucător respectiv și ei nu mai îl vor, dar de la lua un jucător până la o emblemă sau un club de fotbal e cu tot altceva. Ați pomenit de Steaua, un jucător de la Steaua, ne spune? Da, a fost discuție și am discutat chiar ieri cu Gigi Becali despre Marinescu. El mi-a scris, da, nu e nicio fel de problemă. Trebuie să vorbim cu copilul după ce se termine campionatul. Ar fi fost incorrect din partea noastră să discutăm cu anumiti jucători în condiții în care campionatul nu s-a terminat. Pentru că copilul respectiv sau jucătorul respectiv nu a mai fost cu gândul la fotbal, la echipa care juca acum. N-a vorbit nimeni cu mine. Așa este, e corect. Deci nu pot să spun lui Iova Manescu dacă n-am vorbit cu băiatul. Poate băiatul nu vrea să vină la noi. Și atunci de ce să fac o declarație care nu are acoperire? Gigi, din punctul de vedere al lui Gigi Becali, e ok. Și al meu. Eu i-am mai cerut încă un jucător, dacă în aceeași sumă ne încadrăm cu încă un jucător, e vorba de un copil portar, probabil că vom bate palma. Va fi un obiectiv pentru Astra în sezonul viitor, cel puțin o cupă europeană? Va fi un obiectiv să facem o echipă competitivă. Rezultatele sau clasamentul sau clasarea finală vine dacă ai o valoare, ai o echipă de valoare. Restul vise de astea, că dacă ai câștigat două meciuri, te vezi campioană, dacă ai pierdut două meciuri, dai antrenorul afară și îi împuși pe toată lumea, nu sunt de acest gen. Și nu. Totuși Astra în locul întâi vreodată va fi? Păi în 2014. Sâmbătă va fi ziua. Sâmbătă și ziua. Domnule, arbitrați finalul de sezon. Cu Vasluiul, cu Galațiul. Sunt și arbitru. Pe cine vedeți campioană? Sau pe cine v-ați dori campioană? Îmi pare rău să zic că niciuna din ele nu merită să fie campioană. Dar una va trebui să iasă până la urmă. Pe mine nu mă interesează cine va fi campioană. Mă interesează ca echipa mea să joace până la sfârșitul campionatului, să joace bine și să luăm cât mai multe puncte. Cât de putem să luăm? Nu avem nicio obligație la nimeni. Nu ne interesează niciun fel de avantaje materiale de la nimeni. La băieții le voi da o primă dacă solicită o primă în plus ca să joace și mai motivat pe teren. Nu avem nevoie să depindem de nimeni. Nici acum și nici în viitor. Sâmbătă este ziua domnului Tibor Sălimeș și i-ați cumpărat un cadou? Stați puțin, că da, e de-abia miercuri. Mai ne gândim. Poate, eu știu, vrea la Armani, vrea de la Versace, să vedem. O să-l întrebăm ce măsură poartă. Merită din tot sufletul, Tibi, un cadou. Bine astăzi, că mi-ați dat ideea. Astăzi ați bătut rău echipa domnului primar Iliescu, sunt oamenii lui de suflet. Credeți n-au fost pregătiți. Nu ne certau. Nu se trece dacă... Slăbuț. ca în toată divizia. Mulțumim mult!
Cum a fost meciul? Bun. Un meci bun, e bine că mai ieșim din birouri și ne mai facem timp și pentru noi. Un meci bun, o mișcare bună. Nu ați vrut să stați deloc în poartă, vă reprofilați? Nu mă reprofilez, dar am doi portari foarte buni, Liliac și Mihai Barbu, și prefer să joc în câmp. Am stat o viață în poartă. Ce părere aveți despre jocul prestat de domnul Nicolae? Domnul Nicolae se vede că a jucat fotbal și are o îndemânare foarte bună. Goluri ați văzut. Ați bătut rău echipa asta de la Giurgiu. Știu că aveți prieteni pe aici, nu cumva se supără pe dumneavoastră? De ce se supără pe noi? Domnul primar ne-a provocat și ne-a zis că are o echipă foarte bună și s-a văzut cine a fost mai bun în seara asta. Ați remarcat pe cineva dintre adversari? Portarul, Johnny. Mulțumesc. Eu sper ca din sezonul următor să ne batem pentru ceva. Pentru că am vorbit cu dânsul și dacă luăm câțiva jucători, să întărim lotul, să avem un lot mai puternic. Eu zic că chiar și din 2012 putem să ne batem pentru ceva. Ați demarat deja un proiect? Am discutat că dânsul, avem câțiva jucători în vizor și sper să și finalizăm. Despre ce jucători? Domnul Nicolae a spus că este vorba despre Marinescu? Despre Marinescu, cum a zis dânsul, și mai avem încă vreo patru care nu pot să spun. De ce? Hai, deci unul. Nu pot să spun, pentru că dacă spun eu despre cine e vorba, poate vin alții și... Deci încă sunt patru jucători pe care mai vrem. Sâmbătă este ziua dumneavoastră, ce vă doriți? Ce-mi doresc? În prima dată, vineri, îmi doresc 3 puncte. Și după aia să-mi aducă 4 jucători ca să pot să mă lupt pentru cupele europene. De titlul unde credeți că va ajunge? Va rămâne în provincie unde? Sigur, va rămâne în provincie și eu cred că la Galați. Și cred că se termină campionatul, se decide titlul săptămâna viitoare, care dacă Galațul câștigă acasă cu Timișoara s-a decis. Okay. Și sper să fie așa. Ce am auzit că îmbrăcămite și... Adică, ia uite, frate, bucă.
la Atalanta și tot la handicap. Hai bine, cine tare jos, portari jos. Urând jos. Hai bine, bagă-te la cer. Trebuie să stai. Lasă-mă, până Lili să stai jos, că nu mai ne vede până. Trebuie să stai în fața mea să-ți par cap. Unde mă spune? Hai, coci, încălzirea, zi. Cum faci? Eu, mă, ce? Hai, mă, ce zi, că zi. Individual, băi! Mihai, rămâne în spate și Mihai. Păi lasă că stau eu cu Cezar și cu Mihai în spate. Așa. Da, mă. Trei. Da, mă, că te filmează aici, opunitate. Băi! Stângul eu în centru, ăla în dreapta. Da. Mihai în dreapta, da. Și stau eu la mijloc. Da. Ce faci, mă, dar tactica la televizor, băi? Și iau eu cu ăsta. Cu mine, tu? Da, mă, păi cum? Tu îmi stângai golul. Și îmi dau centru. Băi, și dar mai pe tine, a? Vă vezi, mă, drăgați, să ține, băi. Hai, mă, fiecare cu noi exercițiu de stretching. Cezărică, zi, un stretching. Pregătim un loc lui Miranda. Să vezi ce stretching fac de la 8 jumate acolo la masă. Bine, du-te și pe el în față. Pasăm cu stici noi, că e terenul cu ei să ne ocupim. Facem jocul nostru, minge lungă pe vârf. Auzi, nu ține Băi, este 0-0. Vă convine? Domnul Vito, 0-0. Asta a fost așa de încălzit. Două de cât vreți, președinte? Două de cât vreți? 25? 20? Două de 25, nu? E ok? Două de 25. Acum numai că să se pregătiți și vreți. Bine ziua! 8 la 8. 8 plus 1. 1, 3... Hai, mă, stai în mijloc, că nu mai joci cu președintele. Joci cu președintele în față? Nu, eu două, da. Păi stai, mă, că suntem. 8 plus 1, zic. 8 plus 1. La noi ieșim, ai bani? Dați-mi față. Pun eu aici. Începem, gata. De la 0-0, da? Haideți, domnule. Merge, merge. Hai, mai sus, mai sus. Ia, Gico, singur, singur, Gico. Hai, tata, bine. Pas. Așa, mă,
Stai mai sus! Stai mai sus! Vine acolo! Hai Marian, hai de! Mari, mari! Hei Marinele! Marinele, partea! Mai sus, hai mai, hai el! Hai ursul! Gal! De picioare, unde spate, cică! Hai mai, hai! Hai, hai, noi, noi, noi!
Thank you.
Florin! Singur, singur! Singur! Acel, hai manare! Hai, 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 hai! Am adus să le fac toate! Da, bă, Mihai, hai! Hai sus, hai, Mihai, hai! Hai, 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 Du-te, Florine, așa! Așa! Sigur, Cică, sigur! Stai, hai, bă, sus! Stai, stai, stai!
Sigure, sigure! Vamos, vamos!
Du-te, 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 așa. Singur. Singur. Urcă! Hai, Gica, la primit! Unde fugi? Cezare. Cezare. Sigur. Sigur! 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 Sig
Foarte bine! Hai Costele! Lili! Hai să dăm de la 0-0 dacă conducem noi. 3-0. Afară sau? Am avut ce apă, Timi. Ia. Și tu vrei, mă? Dacă nu-ți dacă azi. Încăpește. Încăpește. Da, mă, ce te vrei, mă? Ha? Acolo, Lucas! Da, e
Acolo, 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 ce
bine, bine. Nu pierd, nu pierd. Nu pierd. Poate de acolo, ia înapoi. Cu Ceza. Probare cu Cicene, probare. Singur, vezi ca vine, hai! Gabi, Gabi! Așa, că nu e. Vino în interior. Aia e mie, gata, e mie. Short, 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 short
Stai acolo! Ai, ne-a ordine să te arăt!
Păculeanu, așa! Bravo, Valerie! Bravo, Păculeanu! Hai, băi, 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 băi,